Teatrul din Mizil s-a reînființat sub numele umoristului George Ranetti și sub direcție artistică a lui Mircea Bodolan, actorul și managerul care a renunțat la Brăila pentru a face un adevărat apostolat cultural. Născut din inițiativa unui edil luminat, edificiul a fost demolat în 1968, dar nu a fost niciodată uitat. După ani de pauză din lipsă de fonduri, teatrul și-a reluat activitatea cu spectacolul Anotimpul Iubirii. Textul a fost scris de primarul din Mizil, Emil Proșcan. Piesa a fost pusă în scenă de actrița și regizoarea Maria Cristina Ghiță, tânără absolventă a Facultății de Arte a Universității Spiru Haret. În aceste momente, aș spune eu, grele prin care întreaga noastră țară trece, trebuie făcut și altceva. Pentru ca măcar sufletul oamenilor să aibă un areal în care să-și găsească normalitatea. În piesă au fost prezentate cele patru anotimpuri care dezbat pe rând cauzele schimbărilor neplăcute care au loc în lume, afectând astfel și comportamentul climatic, răzbate însă, ca o concluzie, necesitatea iubirii necondiționate pentru semenii noștri.